doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Ana Maria Giura, iată care sunt titlurile zilei. Administrația și sindicatele din cadrul complexului energetic Oltenia au semnat actul adițional la CCM. Cosmin Popescu a cerut demararea unei anchete după ce o mămică a făcut grave acuze la adresa medicilor. Încă un investitor pe platforma de la Rostramo. Administrația și sindicatele din cadrul complexului energetic Oltenia au semnat actul adițional la CCM. Documentul este valabil până la 31 martie 2018. Actul adițional urmează să fie înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. Managerul Soin Boza și liderii celor patru federații sindicale au apărut împreună într-o conferință de presă luni dimineață și au semnat în fața jurnaliștilor un act adițional la vechiul contract colectiv de muncă. Autoritățile județene se bucură că s-a găsit o cale de a acorda o creștere a veniturilor. E o veste bună că au căzut de acord asupra ceea ce înseamnă viitorul companiei, pentru că am înțeles și eu, au găsit înțelegerea și înțelepciunea de a acorda o creștere a veniturilor, nu a salariului, pentru anul 2017 și de acum încolo pleacă la drum pentru a găsi soluțiile financiare, în sensul să producă energie și să reușească să vândă pe piață, astfel încât tot ce au promis salariaților și ce au semnat să fie îndeplinit. Bineînțeles, așa cum am spus, e un an dificil în sensul că trebuie să facă toate demersurile în ceea ce privește deschiderea fronturilor de lucru. S-au realizat doi pași importanți, adică s-a asigurat finanțarea prin bugetul statului acele două perimetre miniere din Roșia și din Jilț în ceea ce privește expropierea și trebuie dus la îndeplinire. Noi, eu împreună cu primarii din zone, am dat și mandatul concursului în ceea ce privește întocmirea acestor documentații și sperăm să intre în linie dreaptă, să fie aprobați indicatorii tehnico-economici, să fie aprobată hotărârea prin care se stabilește expropierea și sfârșitul anului să deblocheze cele două fronturi de lucru din Roșia și din Jilț. Noua înțelegere prevede venituri mai mari pentru mineri și energeticieni, însă de o creștere a salariilor se poate vorbi abia anul viitor. Președintele directoratului CEO Oltenia, Sorin Boza, a explicat că au fost negocieri dure, însă o creștere a salariilor nu s-a putut materializa. Pentru mine e un semnal că toți am înțeles că trebuie să mergem pe aceeași direcție, că toți am înțeles că avem puncte comune și indiferent cât de grele au fost aceste negocieri, că au fost, vă spun, dificile și colegii vă pot povesti cât de dificil a fost, am demonstrat că suntem suficient de maturi toți să alegem calea de mijloc și să demonstrăm oamenilor noștri că această companie, noi toți de pe partea aceasta a mesei, ne dorim ca această companie să meargă înainte. Știu sigur că se putea poate, ne dorea mai mult, însă pentru noi am fost limitați, din păcate, de decizii de legea bugetului de stat în care nu am putut umbla la fondul de salarii. Dar am găsit soluții ca oamenii să câștige un ban în plus, acordând diferite bonusuri și premieri, iar per ansamblu, eu zic că este o negociere bună pentru oamenii noștri, pentru toți din această carieră. Este un câștig mic pentru salariații CEO, dar este totuși un câștig și avem convingerea că pe parcursul desfășurării contractului colectiv de muncă se vor crea comisii care vor reașeza grila de salarizare, a declarat liderul de sindicat Adrian Marciuc. A fost o negociere destul de dificilă, cum am spus și în data de vineri am spus că este un mic câștig, dar până la urmă este un câștig pentru salariați. Este bine că toate cele patru federații, până la urmă, am avut un țel comun și s-a încheiat, adică toată lumea a înțeles că acest act adițional trebuie semnat ca să nu lăsăm salariații, membrii de sindicat, fără un contract colectiv de muncă. Administrația, până la urmă, ne-a promis și, cum am scris și în actul adițional, crearea unor comisii care, până la pe perioada valabilității acestui act adițional, va identifica și va reașeza grila de salarizare și să știe că vom fi lângă dânsii.
Contractul colectiv de muncă are părți bune și rele, a declarat Dan Pârvulescu, președintele FNME. Din fericire pentru salariați, după 5 ani jumătate se pune ceva și nu se ia ceva. Pentru că știți că în ultimii ani obiceiul a fost de a se lua, de a se pune la salariați. Cu toate că au fost momente în care salariații au avut creștere de productivitate. Și chiar dacă a fost acea creștere de productivitate și într-un an destul de mult, 2015, de la salariat s-a luat și nu s-a pus. În ceea ce privește contractul de față, hai să spun 80% e ok, 20% nu. E ok pentru că s-a încheiat acest act adițional prin care se prelungește valabilitatea contractului colectiv de muncă cu încă 2 ani cu anumite bonusuri în plus pentru salariați. Nu e ok pentru că nu am găsit tăria să facem ceva și pentru cei 2800 de salariați. Actul adițional la contractul colectiv de muncă din cadrul Complexului Energetic Oltenia a fost semnat luni și va duce la creșterea valorii etichetului de masă la 15 lei și a primelor care se acordă de 3 ori pe an la 1000 de lei. Încă un investitor pe platforma de la Rostramo. Este vorba de o companie franceză specializată în fabricarea de elemente de caroserie auto. Aproximativ 400 de locuri de muncă vor fi disponibile pentru gorjeni. Investitorul francez a participat la licitație pentru a achiziționa un lot compus din teren și hala de pe platforma Rostramo. În termen de 30 de zile va trebui să achite suma pe care a licitat-o, după care se va trece la faza următoare, dar șansele de a-și începe activitatea chiar în acest an sunt foarte mari. A fost ținută licitația, s-a prezentat la licitație în timp de 30 de zile, perioada în care are posibilitatea să-și achite conform procedurilor suma pe care a licitat-o, așteaptă să vadă dacă nu cumva se fac contestații. Este o procedură pe care lichidatorul judiciar o are în vedere. Noi sperăm să nu fie complicații, să nu fie nicio contestație. După 30 de zile se poate achita suma și se poate trece la faza următoare. Avize, autorizație? Când va dori să începe activitatea? Nu știu, planul de dezvoltare. Cu siguranță, da. Firma franceză mai deține o fabrică în România și vrea să se extindă. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a cerut managerului Spitalului Județean să demareze o anchetă internă după ce o mămică din Târgu Jiu a făcut grave acuzații la adresa medicilor. Femeia a povestit prin ce momente dramatice a trecut pentru a salva fetița, născută prematur și cu multe probleme de sănătate. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a cerut managerului Spitalului Județean să facă un control intern care să fie prezentat în ședința Consiliului de Administrație din această lună, pentru a vedea dacă faptele relatate sunt reale. Am vorbit și o să discut cu conducerea spitalului să facă o analiză, un control intern și să fie prezentat în ședința Consiliului de Administrație de luna aceasta. Să vedem dacă cele relatate corespund și sunt reale. Femeia a povestit că fetița ei, născută prematur și cu multe probleme de sănătate, ar fi fost intubată cu o mască de oxigen pentru adulți, nu pentru bebeluși. Târgu Jianca a povestit pe rețea de socializare tot ce a avut de înfruntat din cauza lipsei de personal a dotărilor, dar și din cauza medicilor pediatri indiferenți la starea gravă în care se afla fetița. Femeia mai spune că în primă fază medicul de pe ambulanță cu care urma să fie transportată la Timișoara a refuzat să preia fetița pe motiv că nu era intubată corect. Mai mult, medicii de acolo nu au fost anunțați de la Târgu Jiu despre gravitatea acestui caz. Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Gorj au confirmat oarecum cele povestite de mămică. În jurul orei 23:30 s-a făcut altă solicitare pentru altă ambulanță cu tot cu medic ca să preia copilul din secția pediatrie să-l transporte la spitalul din Timișoara. S-a deplasat o ambulanță cu medic, tot din cadrul SAJ Gorj, a preluat copilul și la Oțelul Roșu s-a predat cazul la mașina de neonat, la echipajul de neonatologie din cadrul spitalului, din cadrul UPUS Murd Timișoara. Deci a fost cumva la jumătatea distanței dintre Târgu Jiu și Timișoara. Copilul am înțeles că a ajuns bine la spitalul din Timișoara,
și nu au fost incidente majore. Pe echipajul nostru a trebuit să ventileze copilul, am înțeles, manual până acolo. Starea copilului era destul de gravă. Autoritățile județene au dispus o anchetă la nivelul unității medicale, iar rezultatele vor fi făcute publice marți. Ceasul solar, lăsat moștenire târgușienilor de polonezi închiși în lagărul de la Târgu Jiu, a fost îngrădit. Deși se află pe lista monumentelor istorice, acesta nu mai poate fi vizitat. Autoritățile locale susțin că situația ceasului solar polonez este una temporară care s-a creat ca urmare a protocolului cu ministrul Apărării Naționale de a împrejmui și a crea lei în vederea predării unei suprafețe de 40 de hectare de teren către primăria Târgu Jiu, dar foarte curând va fi posibilă vizitarea acestuia. Este doar pentru moment această situație creată în urma protocolului pe care l-am avut cu Ministerul Apărării Naționale, acela de a împrejmui și de a crea lei, urmarea predării unei suprafețe de 40 de hectare de teren către primăria municipiului Târgu Jiu. Am discutat cu domnul comandant Andronescu, vom lua în perioada imediat următoare în discuție această problemă și vom face posibilă vizitarea ceasului polonez pe timpul zilei. Ceasul solar se află în apropierea cimitirului municipal și a fost realizat în urmă cu 7 decenii de către un arhitect polonez, care a fost închis în lagărul din Târgu Jiu. Direcția de Sănătate Publică Gorj distribuie lapte praf gratuit unui număr de 206 bebeluși. Cei mai mulți beneficiari sunt în Târgu Jiu, Modru, Turceni, Rovinari, Târgu Cărbunești și Plopșoru. Fiecare bebeluș primește câte 8 cutii pe lună. Legislația actuală prevede că hrana este distribuită gratuit numai pe criterii medicale pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 12 luni, ale căror mame prezintă contraindicații ale alăptării. În momentul de față avem lapte praf pentru încă aproximativ 3 luni de zile. Din câte am înțeles, se va face o nouă achiziție la Ministerul Sănătății și vom primi pentru a putea să asigurăm continuitatea acestui produs. Este un produs care se administrează copiilor cu vârsta între 0 și 1 an, care au probleme de sănătate, celor care au mămicile cu probleme de sănătate și nu pot fi alăptați la sân în mod natural. Și primăriile sunt cele care vin și ridică acest lapte praf pentru copiii cu probleme. DSP are suficiente cutii cu lapte praf pentru a acoperi solicitările de la primării. În această lună, în județul nostru, sunt 206 beneficiari. Beneficiază de 8 cutii pe lună. Practic, în momentul în care micuțul nu se mai încadrează în baremul inițiat de Ministerul Sănătății, atunci el este scos din statistică și reintră alt copil dacă se pune problema. Până la ce vârstă? Până la un an. Prescrierea laptelui praf se va face gratuit pe rețetă de către medicul de familie. Fiecare bebeluș primește câte 8 cutii pe lună. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj va organiza în data de 7 aprilie Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea se va desfășura în campusul studențesc din Debarcader al Universității Constantin Brâncuș. La eveniment sunt invitați să participe peste 60 de reprezentanți ai angajatorilor și cu siguranță vor fi multe locuri de muncă disponibile, a declarat Romeo Chiriac, directorul AJOFM Gorj. Bursa Generală a Locurilor de Muncă din 7 aprilie o vom organiza tot în campusul studențesc al Universității Constantin Brâncuș, deja am discutat. Va fi o bursă la care îi așteptăm pe absolut toți care își doresc un loc de muncă. Cu siguranță că vom avea prezenți cel puțin 60 ceva, 70 de reprezentanți ai angajatorilor. Sperăm să avem cât mai multe locuri de muncă vacante, deci cu siguranță că vom avea foarte multe. Anul trecut, la Bursa Locurilor de Muncă, din 438 de gorjeni participanți, 385 și-au găsit un loc de muncă. După lipsa locurilor de muncă, cea mai mare problemă pentru rovinăreni o reprezintă cea a câinilor comunitari de pe străzi. Primarul Robert Filip spune că zilnic vin oameni în audiență cu această problemă. Problema câinilor comunitari este una la nivel național, însă, în anumite localități, aceștia sunt chiar foarte mulți. Este și cazul orașului Rovinari. Din păcate, lucrările la padoc sunt destul de întârziate în acest moment. Problema foarte mare care ne ridică în fiecare zi, de 20 de ori, cred, sunt câinii. Câini. Da. Din păcate,
am avut ghinion să nu ne ajute vremea. Nu pot să spun că am făcut o greșeală alegând să facem pe procedură, cum se face ca la carte, să executăm toate lucrările cu firma primăriei. Am constatat că oamenii nu sunt toți de bună credință și atunci n-au întârziat foarte mult la lucrurile acestea. Eu am vrut să le fac un bine, să le dăm să muncească ca să rămână bani aici în interior, dar dintr-o organizare care a fost așa mai slab pregătită, am greșit și oamenii au întârziat și acum ne-a prins vremea rea. Noi deja am dat drumul la lucrările la PADOC, suntem la un 30%, 30-35%, poate chiar 40%, dar așteptăm să vină vremea peste 5 grade ca să continuăm lucrările, să putem să luăm câinii. Robert Philip spune că se confruntă cu mai multe probleme în privința maidanezilor și din partea oamenilor, dar și a asociațiilor de protecție a animalelor. Oamenii nu pricep un singur lucru. Dacă ieșim mâine să luăm câinii, ne spună cel puțin 5-6 asociații de profil și ne întreabă ce facem cu câinii, ce se întâmplă, de unde îi ducem, trebuie să-i duci undeva, asta e legea. Din păcate, prost făcută. Că dacă mă apuc să țin câinii la PADOC și să eutanasiem după 15 zile, vine toată țara și îmi dă cu pietre în cap. Dacă, Doamne ferește, din problemele care am avut de-a lungul timpului, în câteva luni s-au mușcat, cred că 10-15 oameni, moare cineva, Doamne ferește, primarul e cel mai vinovat, că așa se întâmplă. I-am rugat pe oameni să aibă răbdare încă o lună de zile, o lună jumătate, cât vine vremea bună, să ne apucăm să putem să-i strângem, să stârnăm PADOC. Da, sunt foarte mulți câini. Foarte mulți câini, poate aduși și de prin alte părți. Acum ne-am antrenat sistemul de camere și am pus niște camere pe intrările din oraș cu un sistem avansat în care să ne spună ce mașini intră în oraș, cu ce numere de matriculare au, adică e un proiect care l-am inițiat acum. Vom ști în permanență dacă va veni cineva să aducă acești câini. Cei mai mulți maidanezi sunt aduși în orașul Rovinar și din alte localități învecinate. Sesiunea de contractare pe anul 2017 pentru furnizorii de servicii medicale care vor contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj s-a încheiat. Potrivit conducerii, pentru acest an, mulți au renunțat să își continue relația contractuală cu CAS, însă au venit alți furnizori noi. S-a încheiat perioada primirii dosarelor privind contractările cu furnizorii de servicii medicale. Cei care au dorit să ofere servicii medicale au putut depune documentele până pe data de 10 martie. S-a terminat perioada de depunere a documentelor de către furnizorii pentru încheierea de contracte sau de acte adiționale după caz. Pentru anul 2017 nu am avut probleme deosebite. Furnizorii sunt cam aceiași care erau în contract și până la acest moment. Cei care vor relație contractuală cu CAS sunt aceiași furnizori de anul trecut, însă în locul celor care au renunțat la colaborare au venit alții noi, anunță conducerea. Avem doi furnizori care nu ne-au depus documentele, nu știm de ce motive pentru continuarea relației contractuale, în schimb avem și furnizori noi la dispozitive medicale, la investigații paraclinice avem iarăși doi furnizori noi și la investigațiile medicale clinice, adică medicii specialiști, avem și acolo un furnizor nou. Cei care și-au depus dosarele vor fi evaluați de reprezentanții instituției. Autoritățile locale din Turburea se declară mulțumite de evoluția echipei de fotbal pe care vor să o întărească și mai mult în următoarea perioadă. Primarul Ion Bârcă spune că tocmai pentru că locuitorii iubesc sportul și chiar au câștigat mai multe competiții la nivel național, se impune și realizarea unei săli de sport. Primarul Ion Bârcă se declară mulțumit de evoluția echipei de fotbal din Turburea la campionatul județean de mini-fotbal Dolce Vita, ajuns la ediția 11-a. Duce în atenție că avem și echipă de fotbal înscrisă în campionatul primăriilor. Chiar am avut un derby extraordinar de și felicit pe această cale. În primul rând, patronul complexului care organizează Daniel Buleac această competiție pentru că a trezit sportul rege și în județul Gorj. Un lucru extraordinar de frumos ce a făcut acest om. Pentru că nici nu mă gândeam că această competiție și cu toate că noi de suntem acolo, suntem la bătaie pentru locul 3, dar puteam să ne... chiar să ajungem pe primul loc, să fim acolo în fruntea clasamentului, dar n-am luat în serios la început. A zis că e o competiție, așa și așa, dar uite că acum e o competiție extraordinar de frumoasă și majoritatea primarilor se implică în această competiție. Primarul din Turburea are încredere în președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, în găsirea unei soluții pentru pandurii Târgu Jiu. Acest sport este îndrăgit de toată lumea, cum de altfel cred că și Consiliul Județean
și cred, și eu cred în Cosmin Popescu, actualul președinte al Consiliului Județean, și de acea echipă care este formată cu domnul președinte Cârciumaru și cu toți, nu vom lăsa echipa Pandurii să se ducă. Marea dorință a primarului rămâne realizarea unei săli de sport la nivelul comunei Turburea, în cinstea celor mai sportivi din România, originari din Turburea, Lidia Simion, Constantina Diță, Mădălina Cioveie și Șorop Bogdan. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc tuturor pentru atenție!